Salutare tuturor, bine ați revenit la cariera cu Notts County, mari meciuri astăzi în Champions League, hai să începem. Psst, băiatu, vrei coins la FIFA? Intră pe lolga.com și bagă codul QUICK pentru 10% reducere. Vrei cele mai noi jocuri? Intră pe Gamerland, simplu! Dar pentru început v-am vedea simulat mai întâi meciul cu Everton, care au câștigat cu United, Watford și Arsenal. Sunt pe win streak, vin la noi acasă, ce se poate întâmpla? Vai, săraci de ei, mă, 2-2, bine. Barkley ne egalează în ultimul minut, excepțional, deci în aproape în ultimul minut. Pe ultimul minut, în minutul 89, încă un nou match în FA Cup, de data asta cu Stoke. Cam picat destul de prost că ăștia-s buni în ultima vreme și luăm bătaie, suntem eliminați. Am avut însă echipa de rezerve, e ok, scăpăm de aglomerație aici. În sfârșit vin optimile Champions League, bă, meciul turc cu Sporting la acasă, deci înseamnă că jucăm meciul decisiv la noi. Asta e foarte bine, îmbrăcăm în negru, mișto kit-ul, bă. Deci a lor este asta cu nou aici, au ceva leu sau ce dracu' ăla. Echipă portugheză, poate cea mai bună, aveau jucători tineri grămadă și suntem deja în al 5-lea sezon. Vă dați seama cam la ce overall au ajuns unii dintre ei. Nu știu exact care sunt ăia, dacă sunt de altfel. Ai, ce tecnic i-am băgat ăla, ați văzut, bă? Ai de pizda, mă, zic, cred că l-am omorât. Cred că deja am făcut o victimă. Abdenur l-a omorât, până am încercat să prind mingea acolo. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Da, uite, Giordano se ține de el. Și tot pentru ea aruncare futuva și încă deja am accentat pe cineva, bă, ce dracu. Deja prima victimă, extraordinar. Cred că pe ăla de l-am prins mai devreme cu Abdenur. L-am aruncat de la dracu, nu! Suntem conduși de Sporting în minutul 17, în meciul tur, din fericire, că dacă era în retur o beleam rău de tot. Vai de capul meu acolo, bă, tiki-taka au făcut cu mine, au pasat acolo de m-au luat, dracul a scăpat liber, apărarea nu și-a făcut treaba. E, mai greu un 3 fundași se pare. Dar totuși sperăm că putem face ceva pe atac. Până acum în 16 minute n-am făcut absolut nimic. O, Giordano, la limită pasa aia, Baciuai, Giordano! Giordano e Messi, de-aia și face asta. Giordano e Messi. Ce răspuns, bă? Minutul 19. Minutul 19, răspunsul lui Giordano. Își revine acesta. Încă un șut acolo din prima. Mai a tot un gol, însă ăla a fost mai frumos. Dar cred că a fost golul seriei de până acum, din câte țin eu minte. Oricum, un șut superb. Rui Patricio, nicio șansă. Ce frumos a dus, bă, ce frumos. A șterpilit acolo plasa porții. Ah! Extraordinar, te revigorează un astfel de gol. Bonucci, cum dracu a purt acolo Bonucci? O pasă, cred că am greșit destinatarul. Pasă aici încă o dată, Marco Reus, un fines de căcat. Aubameyang, bineînțeles că n-ajunge mingea unde am vrut. Și s-a ales praful de faza noastră, bă, putea să fie 2-1 aici. Ok, măcar am înscris la ea acasă. Baciuai la finese, varză n-are, na, nu prea are. De fapt nu cred că e așa rău, dar... Dar de la distanță, niciun caz, nu cred că o să iasă în... Medeiros, mamă, n-ajung la el, morții, mă, dii! Ușor, mă, tată, mă, nu, nu! A, Gheresh, bate Bellingerul de la... Dă-te în pizdă, ce... Bă, superb, 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 absolut superb. Pasă acolo, un călcâi, bun! Giordano, încă una, încă una, Giordano! Era culmea să-mi iasă și asta și-mi băgam picioarele în el joc. Dar trebuie să ne păstrăm recordul, bă, de victorii. Trebuie să avem numai victorii pe linie. Asta trebuie să avem. Ok, Ruiz, căcat, 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 căcat. Ok, Aguirre foarte bine. Mane, 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 Mane. Aaaa, Begovic riscant, morții, mătii, scoate Abdenur. Bun, s-a lovit, cred că și de Bonucci mingea aia. E bine până la urmă, putem pleca pe contra-atac dacă se duce Baciuai. Nu printre ei, morții, mătii, de prost. S-a dus fix printre ei. Baciuai recuperează, pasă. Bună asta, mă, bravo, Baciuai, fault. A fost bun tecnicul și l-a și accentat pozia. Aaaa, spune-mi că te faci morții tăi de idiot. Spune-mi că... nu vreau accentare la Oziacup. Se ține de umăr, se ține de umăr. Fac, ok, cred... Aaaa, se duce pe margine, nu? Și ce facem noi când avem cam? Titular, bun. Jucăm cu Garcia acolo și... Frate, trebuie să jucăm cu Agafitei, dar după aceea ce mai punem pe banca de rezerve? Hai să-mi bag picioarele, deja... Văd negru în fața ochilor. Nu pot să cât de liber. Begovic, poarta goală acolo însă. Până cade mingea, durează. Bun, Abdenur. Scăpăm. Scăpăm în pizda, Mansi. Însă sunt demoralizat după accentarea lui... Lui Oziacup. Încă e pe margine. Probabil cum va ieși mingea, nu va spune să-l schimb. Gamea și picioarele aia mai trebuia. No. Zegeler este fucking fundaș. Și trece de toată pe aceea. Ce știu, mă, Marcelo? Dă-te în pizda, mă, timă.
Dă-te în pizda, mătii Royce, senzațional, Marco Royce, du-te, Aubameyang, du-te, Aubameyang, du-te și bagă-le mortul în casă, că l-au centrat pe Ozzy, Ozzy care a reintrat în teren, de altfel, o centrare bună, Batshuayi, 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 nici nu mai îmi pasă de deab, dă-l în pula, merite la 2-1, la 2-1, la ea acasă. Ce ați făcut, prieteni, ce ați făcut? Extraordinară centrarea lui Aubameyang, lui Patrice a greșit că n-a ieșit pe centrare, am urmărit mingea. Da, se ține de umăr acolo Ozzy Acup, îl vedeți. Deci accentare la Ozzy. Scaio, nu, cu capul trebuie să dea acolo neapărat al meu. Bonucci, ce dracu faci? Înțeleg că ai 34 de ani și o pulă în curda. Ok, e bine. Nu e bine, nu e bine, dar le-am mai întrebat puțin atacul, să zicem. Ozzy Acup îl punem aici la trântă, nu e bine să facem asta. Aoleu, aoleu, șut, 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 șut. Bine, 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 Bego. Asta e. Unde pizd am aruncat-o? Să-mi bag pula, se orb. Nu era nimeni acolo, erau mai în față, ajungea la dracu mingea aia. Mane. Greșesc acolo, da, tackling la unul de-al meu, mă, bă, cât de imbecil sunt acum pe final și nu numai. Ok, însă putem scăpa la contraatac, ăștia s-au aruncat în atac. Aubameyang e fucking liber. Este el versus Rui Patricio, cine câștigă? Cine câștigă? Lăsați-mi în pula mea un om în apărare, mă, bravo, mă. Inteligență, mă, inteligență, mă. Aubameyang scapă după ce ăștia s-au aruncat în atac, cu speranța că vor regala ei, mă, în tur. Și ce dracu echipă se aruncă? Ozzy Acup cere schimbare, săracu. L-ați văzut acolo. Da, bă, se termină meciul până la urmă, câștigăm cu 3-1. E bine, putea să fie scorul mult, mult, mult mai mare, dar rată mult. Asta este imbecil. Totuși este un scor de calificare, în opinia mea. Ăștia nu cred că pot face mare lucru la noi acasă. Aubameyang, omul meciului, omul cu golul și o pas de gol, însă a avut două asisturi, Batshuayi și un gol. Extraordinar. Ozzy Acup s-a accentat, să vedem cât va lipsi. Da, se pare că Savic se întoarce din accentare fix când se accentează. 5 zile nu m-a Ozzy Acup. Bă, bă, am și un noroc odată în viață, bă, cu accentările. Doamne, Savic se întoarce. Ozzy Acup se accentează doar 5 zile. Ce poți fi mai tare de atât, mă? Nimic. Ce? Training injury? Ce? 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 Giordano, 8 săptămâni. Când spuneam că am noroc, futu-s Dumnezeu, mă, ting gât. 8 săptămâni Giordano pe tușă, bravo mă, bravo mă, că de asta am nevoie, îmi fac la fucking winger, bravo, dă-vă-n pula mea și pe voi mă. Urmează meci cu Stoke în campionat, bă, dacă îi batem trecem peste ei pe locul 3 și dacă se încurcă și Aston Villa urcăm pe 2, ceea ce e absolut briliant. Avem o echipă destul de improvizată prin teren, jucăm cu Mor, jucăm cu cei doi reveniți, cu Savic și cu Marchizio, aparent și el și-a revenit, dar n-a zis nimic jocul, că de ce dracu. Ok, îmi place ca zonul ăstora, bă, e tuns frumos aici, uite, uite cât ambianță au. Dar camera asta e absolut oribilă, de ce e camera atât de joasă? Futa, de ce e atât de... Dai de pizda, măsi. Ăștia încă l-au pe Arnautovici aici. E clară treaba, media de vârstă la ăștia, zici că-i... Aaa, nu, bă, bă, stai așa, bă, 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 în bula! În bula mea, bă, bă, băiatule! Ai de pizda, măsi, era să-mi casez acum, păcat că ăștia-s proști. Bătrâne, că ești bătrân, dă-te dracu. Aule, Butland în poartă la ăștia, păi de-aia au ajuns mai aici, cu capul să dai, mă, că de cap am dat eu să dai în paștele, mă, de imbecil. Ok, Emre Mor, Emre Mor, driblează, Emre Mor, Emre Mor, am dat pe centrare, pe jos, să dea măsa, poate, că el nu e în stare și am mai făcut o atingere în plus, că așa vrea el, fost super, mamă, ce tackling, dă-te, dracu, Batshuayi, pierde. Chizio, Johansson la Batshuayi, luptă-te, 90 strength în pizdă. Utovic, bine sau nu chiar, ok, Sergei, ok, bună pasă, hai să vedem, poate urcă și amețitul de Johansson odată, care viteză în paștele măsii, Johansson e cu stângul el, cu drept are două stele, are fucking două stele weak foot. Paștele, măsii, nu l-am prins bine, l-am și mutat partea asta să pot da bine cu stângul, da? Tot acolo stă el, că na. Cât am dat pe el atunci, nu mai țin minte, Sergei, super, pasă către Batshuayi. Hai mă, 90 pace să-l văd, hai și pasă bună, hai și cu șutul, hai și cu golul, hai și cu celebrarea, tată, a căzut în bârnău, bineînțeles. Suedezi prost, regenul lui Zlatan. De ce atât de imbecil, nu știu, dar e ok până la urmă, ne bucurăm pentru gol, gol frumos cu stângul, dacă dea cu dreptul. Ce pula mea, se ceartă niște vecini handicapați pe afară. Futu-vă Hristosul, mamei voastre, în fiecare zi se ceartă. Autiște ăștia, mă, mă jur. Ok, bine, Sergei. Pasă acolo, bună. Haide, Johan. Johan a jucat bine astăzi, nimic de zis. Peste acolo, Batshuayi, luptă-te cu ei, mănâncă din ei, prietene. Ok, mersi de pasă. Șut, căcat, am vrut să dau șut din prima. Dar am dat pe pasă din greșeală. Că nu e ca și cum joc FIFA pe controller de vreo 4 ani. De ce să știu unde se află butoanele?
Ai de pula mea, doamne. Ok. Baciuai, bine așa. Baciuai. Bine, tat. Asta îmi place mie la jucătorul ăsta, că e al dracu de puternic și bătăios. Ok, Gordio, mare pizdă în pulă, nu Arnautovic, centrare în pula, Brejkovic! Senzațional, bă, ce reflex, dă-te în pizdă de aici, nu pot să cred. Nu pot să-i scos-o pe aia, asta-i să revedem. Superstar ar fi mândru de el, bă. Vai de capul meu, bă, bă, ce reflex. Haide, haide acolo. Hai, mă, tata, Johansson, ala-i, mă, așa te vreau, bă. Fii bătăios, dă-te în pizda, mă, tipasă superbă. Baciuai, 2-0, în sfârșit. În sfârșit, asta este, mă, bravo, Baciuai. Ce recuperare asta lui Johansson, frumos, pasa din prima lui Sergei, pe tavă i-a servit-o acolo și Baciuai cu exteriorul frumos, mă, bă, 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 băiatule. Ambianță, ambianță frumoasă, ce mai vreți, ce mai vreți. Bine, încă o dată așa, hai cu pasa, tată, Emre Mor, fii atent numai, fii atent numai aici. Fii atent ce încerc, sunt idiot, sunt prost rău, sunt prost rău. Penalti. Bun. Zeul penalti. Hai cu 3-0 încă o dată. 3 goluri în fiecare meci ar fi superb. Și e și roșu, bineînțeles, la portar. Mamă, n-am mai văzut asta de o grămadă de timp. Pot să fac și clickbait. N-am mai văzut așa ceva de ani de zile. Superb. Hai să vedem unde dracu dăm. Batem oare cu Baciu? Sau să batem cu cine a câștigat? Cu Mor. Bate... Nu, ba, nu, pula mea, batem cu Baciuai, mă. Baciuai! Am uitat că s-a handicapat și nu știu să bat penaltiuri în pula mea, să bat pe jos încet, să nu mai... Aaaa, de ce am făcut asta? Data viitoare, returul cu Sporting, vom afla și următoarea adversară, pentru că cel mai probabil îi vom elimina pe ăștia 3-1 în tur, la dracu. Și vom juca cu ei și cu Arsenal, cred, sau cu Shantampon, sau cu Bournemouth, dacă zbun, nu știu. Vedem data viitoare. Cam atât pentru astăzi, însă eu am fost Quick, să lăsați un like, să pizdiți butonul ăla, să jucați în picioare dacă v-a plăcut episodul. Ciao,